evenimente majore întâmplate în ultimele două săptămâni, alegeri și la nivelul de tineret și la nivelul de cluburile de drept liberat. Am văzut în presă și din punctul nostru de vedere este o mulțumire faptul că ați relatat până acum subiectul. Pentru ceea ce înseamnă alegerile de la tineret, așa cum se știe, au fost bine, au luat un birou compus din 14 plus 1, 15 și încă 5 membri supleanți. Rămâne ca biroul județean condus de președintele Rareș Voglea să valideze alegerile, dacă nu va găsi elemente care să contravină statutului partidului. În ceea ce privește organizația de elegi, au fost și acolo alegeri, acum două săptămâni. Am așteptat prima ședință care s-a desfășurat ieri pentru a vă comunica structura oficială a biroului. Cea de la tine deja o știți, nu are să mai dăm. Puteți să mai spuneți, da, și pe cea de la tine. Ok. La tineret vineri, în cadrul adunării generale, care a avut ca unic punctul ordinar de zi alegerea biroului municipal de tineret, au următoarele rezultate. Președinte, domnul Gabriel Rupea, în ordinea numărului de voturi obținute, Anca Digan, Marcel Jorș, Ioana Jurcă, Sebastian Ispas, Cristian Puie, Cristian Cucea, Nicolae Onu, Anca Tabără, Emil Toma, Ionica Sămărtinean, Roxana Vlas, Ionuț Nemeș, Cristian Arendaș și Gabriel Medrea ca membri titulari, primii patru, conform regulamentului, au opțiunea de a deveni vicepreședinți. Dacă vreunul dintre ei nu dorește, următorul la rând poate să aibă această opțiune. În prima ședință de birou, din rândul membrilor, se va alege și secretarul organizației. Și de asemenea, tot conform numărului de voturi, mai sunt și 5 membri supleanți care au statut de invitați la ședințe. E vorba de domnișoara Diana Lechintan, Delia Oprean, Claudiu Ciugudean, Cosmina Brânzaru și Radu Costan. Conform regulamentului, președintele Clubului Elevilor Liberali, care este o structură colegială în cadrul partidului, are și el drept de invitat permanent la ședințele biroului municipal. Președintele Clubului Elevilor Liberali la nivelul municipiului Albărele este domnul Paul Cosma, de la Colegiul Economic. Conduce un birou format din Alin Crișan și Iulia Dănilă, vicepreședinți, Mihaela Vlad, secretar, iar membrii Marius Ciucă, Diana Totoian, Ioana Suciu, Cristina Proitoru și Laisa Olgan. O organizație care nu doar la nivel local și regional este apreciată, vorbesc de organizația de elevi, ci și la nivel național, dovadă faptului că mai tăi noștri colegi au primit deja o invitație la Sfântirea Națională a Clubului Elevilor Liberali, care va avea loc conform invitației weekendul viitor, între 3 și 11 noiembrie. Vor participa 2 membri din organizație, cel mai probabil președintele Paul Cosma și secretarul Mihaela Vlad. Conform informațiilor pe care le avem până în momentul actual, vor fi prezenți inclusiv participanți din conducerea națională a partidului. Urmând programul și temele, să le aflăm printr-un e-mail săptămâna viitoare, le vom comunica și pe acestea ulterior.